Permiteți-mi ca în deschiderea evenimentului să adresez invitația de a lua cuvântul domnului Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne. Bună dimineața tuturor, sunt foarte onorat și privilegiat, aș putea spune, să deschid această conferință sub o organizare de prestigiu, cu foarte mulți oaspeți importanți, cu oameni implicați în activitatea de combatere a traficului de persoane și să adresez câteva cuvinte în deschiderea acesteia. Din perspectiva activității Ministerului Afacerilor Interne de combatere a traficului de persoane. Traficul de persoane este un flagel global care a afectat și afectează în fiecare zi vieți nevinovate pe tot cuprinsul planetei. Europa, România nu putea fi ocolită de această racilă a societății moderne, o adevărată pată morală a societății contemporane și suntem obligați, de asemenea din punct de vedere moral, dar și din perspectiva atribuțiilor noastre, ale fiecărei instituții, competențe în aplicarea nu numai a legii și a ordinii, ci și a vieții și integrității fizice a persoanelor, să reacționăm dur. Suntem obligați să dăm un răspuns foarte dur, organizat, constant, pe termen lung, traficului de persoane. Aceasta este premisa de la care am plecat. Și am cerut prioritizarea și accelerarea luptei împotriva traficului de persoane. Analiza acestui fenomen sub multiple fațete este necesară, pentru că un răspuns eficient trebuie să plece de la cercetarea cauzelor și a mijloacelor de desfășurare, de exprimare a acestui fenomen în societate. De la studierea cauzelor sociologice, culturale, educaționale, de la studierea celor care fac trafic de persoane în mod structurat, de la organizațiile criminale care au transformat traficul de persoane, sclavia modernă, în activități economice. În același timp, studiul și răspunsul la acest fenomen trebuie făcut integrat. Ideea că o singură instituție sau o singură activitate în combaterea traficului este suficientă, e greșită. Combaterea traficului de persoane, ca și altor fenomene, trebuie făcută integrat în mai multe direcții din partea mai multor instituții. Activitatea trebuie să vizeze nu numai partea de combatere, ci și partea de prevenție și de educație, dar și, foarte important, de recuperare a victimelor traficului de persoane. De aceea cred că această conferință se înscrie într-o serie de activități importante prin care specialiști, oameni care sunt preocupați de combaterea traficului de persoane, instituții, colaborează, schimbă informații, schimbă idei și își armonizează acțiunea pentru a da un răspuns coerent și foarte eficient la nivel societal. Nu e suficientă implicarea activității instituțiilor de stat. Aici, instituțiile de stat, cum sunt și instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, instituțiile justiției, trebuie să coopereze cu societatea civilă, trebuie să coopereze cu familia, trebuie să coopereze național și internațional cu instituții similare și trebuie să-și adapteze permanent abordarea acestui fenomen, astfel încât răspunsul să fie pe măsura provocării. Sigur că dacă vorbim de activitatea de combatere, cel mai simplu este să ilustrăm numeric
statistic activitățile desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne și am să fac acest lucru pentru că și cifrele sunt importante aici. Spre exemplu, în ultimul an, adică în anul curent, de la 1 ianuarie până la zi, Ministerul Afacerilor Interne a lansat 126 de acțiuni de mare amploare structurate pe combaterea traficului de persoane. În cadrul acestor acțiuni au fost efectuate 600 de percheziții domiciliare pentru a identifica traficanții de persoane, a identifica victime și a pune în operă acțiunea nu numai de stopare a traficului, dar și de recuperarea victimelor și îngrijirea lor, recuperarea lor pe termen mediu și lung. În urma acestor 600 de percheziții domiciliare, multiple grupuri organizate au fost destructurate. Sunt în jur de 506 persoane care au fost supuse unor proceduri judiciare de diverse tipuri. 148 au fost arestate preventiv, 83 sunt în arest la domiciliu. Ne-am orientat și către activitatea de recuperare a câștigurilor provenite din activitatea de trafic de persoane. Până la zi, Poliția Română a indisponibilizat, confiscat aproape jumătate de milion de lei, 300.000 de euro, 77.000 de dolari. Sunt sume importante, dar în același timp suntem conștienți că vorbim doar de o parte a acestui fenomen. El are o amploare foarte mare pentru că rețelele de trafic de persoane se regenerează. Rețelele de trafic de persoane locale lucrează în cooperare cu rețele europene. Atât de aceea și vorbim de o zi europeană a combaterii traficului de persoane. Acest tip de cooperare este foarte organizat. S-a ajuns la specializarea grupurilor de trafic de persoane. Sunt grupuri care sunt specializate în recrutare, altele în transferul acestor persoane peste frontieră, altele în exploatarea, valorificarea lor în terțe țări din Uniunea Europeană, în special în vestul Europei, în diverse tipuri de sclavie, sclavie sexuală, sclavia muncii. Sigur, pare neverosimil să discutăm de astfel de fenomene în secolul 21. Dar trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt, să nu ne lamentăm, să nu filozofăm mai mult decât e cazul. Există și această muncă de analiză importantă, dar trebuie să o facă cei care sunt calificați pentru așa ceva. Noi, Ministerul Afacerilor Interne, instituțiile de aplicarea legii, instituțiile justiției trebuie să acționeze permanent, organizat și foarte, foarte energic. Să continuăm să alocăm resurse pe termen lung, să mobilizăm resurse financiare, să conștientizăm Parlamentul, Guvernul în ansamblu de importanța acestei activități, astfel încât să diversificăm, să consolidăm mijloacele noastre de intervenție prin modificări legislative care să permită instituțiilor de aplicare a legii să își desfășoare mai complex activitatea și mai diversificat, dar și prin alocarea de resurse. Am vorbit de trafic de persoane, dar e valabil pentru o serie de alte activități infracționale grave care afectează societatea, afectează tânăra generație. Sigur, traficul și consumul de droguri este o alta dintre ele. Sunt și alte tipuri de violențe la vârste fragede în mediul școlar. Ne-am organizat și pe această zonă. Dăm un răspuns de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Astăzi ne-am concentrat discursul mai mult pe subiectul zilei, pe traficul de persoane. Dar el este, această activitate infracțională, ceea ce se observă este că este asociată cu alte tipuri de activități infracționale. Pentru că sunt desfășurate de crima organizată, de rețele de trafic, rețele de infracționalitate gravă,
care nu-și refuză una sau alta dintre activitățile infracționale. În general, grupurile de crimă organizată înglobează mai multe tipuri de infracțiuni grave. Trafic de persoane, trafic de droguri, trafic de arme, infracțiuni cibernetice. Se întâmplă așa pentru că, așa cum am în debutul intervenției mele, aceste activități au fost transformate în adevărate întreprinderi economice, din care criminalii, infractorii, extrag sume importante din societate. Deci, pe lângă faptul că distrug pur și simplu destine și vieți, extrag din societate sume de bani la scară națională, la scară europeană, am putea spune, colosală. Și trebuie să ne concentrăm și în această direcție. Pe de altă parte, spuneam că e bine să fim realiști. Aceasta nu este o activitate care să va încheia, nu știu, peste un an, peste doi, peste trei, la sfârșitul anului, mergem o linie și constatăm că s-a rezolvat în plan european traficul de persoane sau într-o țară sau alta Uniune Europeană. E o activitate care va continua pe mulți ani de aici înainte. Și nici trebuie să ne punem problema oare când o să termine. Trebuie să ne punem problema că în fiecare zi avem în obiectiv această activitate de combatere a traficului de persoane. Și că în fiecare zi trebuie să mai destructurăm o rețea, să mai capturăm un infractor, să mai recuperăm o victimă și să ne multiplicăm eforturile. Cred că aceasta este, după părerea mea, abordarea strategică de succes, să ne conjugăm, să ne armonizăm, să ne integrăm eforturile naționale într-un plan mai larg, în plan european. Doar o țară sau alta, indiferent cât de puternică, nu poate rezolva acest fenomen. Cam aceștia sunt parametrii în care noi am abordat și abordăm această activitate importantă la Ministerul Afacerilor Interne, atât pe partea de prevenție, dar și de recuperare a victimelor, prin agenția de profil din cadrul Ministerului, dar și pe partea de combatere, care, după părerea mea, trebuie să primească acum o atenție și mai mare. Activitatea de prevenție, activitatea de educație va da rezultate pe termen mediu, pe termen lung, ca și în domeniul traficului de combaterii traficului de droguri. Dar până când acest rezultat se va materializa, noi suntem obligați să dăm o ripostă fermă pe zona de combatere, pe destructurarea rețelor de trafic de persoane. Din nou, la fel ca și în domeniul combaterii drogurilor. Vă asigur că aceasta este maniera de gândire, premiza teoretică, principială de la care plecăm în activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Și încă o ultimă idee în încheierea acestei intervenții. Și acest fenomen, care are cauze culturale, cauze economice, cauze educaționale, cauze naționale, cauze internaționale, poate fi combătut cu succes numai printr-un efort național, care să implice tot spectrul de instituții de stat, dar și o cooperare foarte strânsă cu societatea civilă, ONG-uri, de ce nu cu mediul de afaceri? Pentru că spuneam că aceste activități sunt transformate în afaceri ilegale și în mediul de afaceri circulă foarte multe informații care ar putea să ajute instituțiile de aplicare a legii dacă sunt împărtășite de către oameni onești, oameni cinstiți care iau la cunoștință de astfel de informații, nu neapărat fiind implicați în activități infracționale. Dar știți cum se spune, lumea vorbește și informațiile circulă. Cred că e important ca fiecare om onest să nu întoarcă obrazul de la astfel de lucruri, să nu întoarcă fața, să nu se spună mâinile la urechi și mâinile la ochi și să spună, nu e treaba mea, nu mă interesează, e treaba altora să rezolve.
E treaba noastră a tuturor. Și numai printr-o cooperare între cetățean, societate civilă și instituția de aplicare a legii, putem crește eficiența combaterii traficului de persoane și a traficului de droguri și alte tipuri de activități infracționale. Cred că trebuie să spunem niște lucruri în societate, foarte apăsat cu subiect și predicat. Pentru că nu vorbim doar de traficanți aici, nu vorbim doar de victime ale sclaviei economice, sclaviei sexuale. Vorbim și de cei care acceptă, cumpără, între ghilimele, astfel de servicii, între ghilimele. Să nu-i scoatem din poză. Unii dintre ei pot fi oameni, aparent, complet onorabili, în aparență. Sau care spun, asta e societatea, asta e lumea în care trăim, nu o să schimb eu acum lucrurile și dacă refuz și dacă nu, un favor sexual sau un serviciu sexual sau un favor în termenii sclaviei de muncă, cu ce am schimbat lucrurile. Enorm să schimbe lucrurile. Fiecare faptă poate să schimbe lucrurile. Deci ar fi bine să afirmăm că aceste fenomene nu se petrec așa fără autor, știți? Sau autorul e numai traficantul de persoane. Aici cu autor este și cel care acceptă, participă la așa ceva în calitate de beneficiar, cumpărând vieți, ceea ce e de neadmis. Și de aceea spun că e important să conștientizăm la nivel social, să spunem lucrurilor pe nume, să ne spunem niște adevăruri care poate dor. Ne-am propus în Uniunea Europeană, nu, și în Europa în general, să avem un spațiu de libertate, de securitate și de justiție. El nu va fi încheiat, nu va fi deplin până când nu eradicăm aceste fenomene. Și trebuie să o spunem. Răul pleacă și din societățile noastre. Dacă vorbim de trafic de droguri sau trafic de persoane, nu putem da vina la infinit pe cartelurile, eu știu, sud-americane sau de alte, din alte zone geografice care aduc droguri, trafică persoane și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplă în Europa, se întâmplă în țările noastre și cred că guvernele, miniștri, formatori de opinie, societatea civilă, trebuie să spun lucrurilor răspicat, parte din rău pleacă din societățile noastre și pleacă în forma acceptării unor astfel de fenomen. Deci fiecare adult are o datorie. Dincolo de atribuțiile profesionale și instituționale ale instituțiilor. Și anume datoria să vegheze că astfel de lucruri să nu se întâmple și când află de ele să semnaleze, să ia poziție. Nu cere nimeni, nimănui pe stradă să-și riște viața luptând cu un traficant de droguri sau un traficant de arme, dar poate vedea în poliție un partener, în Agenția Națională de Combatere a Traficului de Persoane, un partener poate împărtăși această informație, poate coopera în scoaterea din societate, din rândurile noastre a acestor indivizi care și-au pierdut complet busola morală sau sunt amorali, pur și simplu. Nu mai văd clar ce este uman și ce este incompatibil cu demnitatea umană. Pentru că a trafica o persoană este incompatibil cu demnitatea umană. Cu secolul în care trăim, cu ceea ce ne propunem mai departe. Nu mai elaborez foarte mult, sunt probabil că știți, prins și între mai multe activități, azi urmează să mă văd în câteva minute cu ministrul ucrainean al afacerilor interne, împreună cu care vom discuta, între altele, și activități de combatere a traficului, și de persoane, și de droguri, și de arme. Vă asigur că voi fi la curent cu tot ce se va discuta aici, așa cum fac de obicei, unde nu pot participa până la sfârșitul evenimentului. Respect foarte mult ce faceți aici, vă doresc mult succes și sunt convins că aceste rezultate care au început să vadă vor da încredere și instituțiilor și societății să continuăm mai energic pe același drum. Dar repet și chiar închei, promis să închei acum, pe termen mediu și lung e nevoie de o abordare a Parlamentului și a guvernelor
care se vor succeda în ciclurile constituționale, cu legi adecvate, cu bani, cu un statut adecvat și consolidat al celor care lucrează în domeniul ordinii și siguranței publice. Ordinea și siguranța publică a fost considerat un bun de la sine înțeles, după intrarea în Uniunea Europeană, un bun care se creează așa din contextul istoric al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, nu este așa. Este un bun pentru care și aici, și în alte țări din Europeană și în afara Uniunii Europene, în toată lumea, este un bun pentru care în fiecare zi sunt oameni care luptă. Ordinea și siguranța publică este rezultatul muncii a zeci de mii de oameni. Ministerul Afacerilor Interne are în teren zilnic între 25 și 30 de mii de oameni. Acești oameni trebuie să primească în viitor o atenție mai specială, pentru că provocările în ultimii 10-20 de ani sunt complet diferite decât cele de acum 30 de ani, să zicem. Lumea s-a schimbat foarte mult și nu e de așteptat că de la un an la altul contextul acesta tensionat și în societate plin de activități infracționale să se schimbe în bine de la sine. E nevoie de muncă, bani, resurse. Am mare încredere că Ministerul Afacerilor Interne va continua cu succes această luptă, nu numai pe termen scurt, ci și pe termen lung. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc mult succes, este foarte important ce faceți. N-am făcut decât să încerc să-mi aduc o mică contribuție la efortul noastră de astăzi. Sunt convins că ceea ce va urma va fi foarte interesant, aplicat și asigur că voi lua la cunoștință și vom folosi ce discutați aici în activitatea noastră ca să fim mai eficienți, mai buni în ceea ce facem. Mulțumesc foarte mult și la revedere!